Artele marțiale continuă să aducă medalii pentru sportul giurgiuvean. Prezenți alături de alți 200 de sportivi din toată țara, elevii profesorului Ion Chelu au făcut spectacol la campionatul național de Kempo Full Contact. Din cele 10 medalii obținute, 4 au fost de aur, 3 de argint și 3 de bronz. Mihai Dăncescu, Marius Tatawană, Andrei Epuran și Florin Stoica sunt campioni naționali acest stil de luptă. Mario Matei, Andrei Stănică și David Tatawană, vicecampioni, în timp ce Ștefan Anculescu, Șerban Rovențu și Claudiu Peculasa au urcat pe ultima treaptă a podiumului. Un campionat cu nivel tehnic foarte ridicat, dorința sportivilor de a ajunge la lotul național și a spus cuvântul. Au fost și câteva accidentări, dar ce să zic, e un sport bărbătesc. Este foarte bine că sportivii care au mai obținut titlul de campion național și l-au reevaluat, și-au confirmat încă o dată valoarea. Alți sportivi care au participat pentru prima dată s-au urcat pe podium și asta ne bucură. Următoarea competiție la care sportivii de la CSEA Gvila vor participa, campionatul național de jiu-jitsu, este programat în acest final de săptămână.